Sărbuna! Sărbuna! Ce faci, mamă? A, uite și eu aici, bine că ați venit! Da, Sărbuna, de ce m-ai chemat? Uite, măi, că am o problemă cu calculatorul ăsta, nu-mi merge, mamă! Ce problemă? Măi, nu-mi mai arată Facebook-ul deloc aici. Mamă, tu mi-ai spus când m-ai chemat de la București să vin cât mai repede, că e urgent. Dar e urgent, măi, e urgent că de două zile n-am mai văzut Facebook. Nu știu ce-a mai făcut Mirela și ea din deala lui Petrișora și ea. Nu știu, Popa, poate a mai făcut o mormântare live și eu n-am văzut. Lasă-mă să ghicesc, a făcut live la oameni dead. Știi care treaba? Tu nu mai lua la mișto Popa și tu vine repar în el ca să mă uit eu acolo, să văd dacă s-a mai furat mireața de acolo la bașeala cu mireasă pentru fiul meu. Că acum sunt exact ca atunci când ne-o tăie cablu două săptămâni și n-am putut să văd pe Suliman Magnificul. De două zile. A, păi de asta n-am mai primit eu pozi cu cafeaua și pozi cu bună dimineața. Că n-are cinci zile mai bani. A, bine. Hai să văd ce zici că are. Ia. Ia să văd ce are, ce zici că are. Nu știu, măi, că s-a străcat, măi, că a umblat copilul ăla lui Basilica ăla, că l-a chemat să ne repare și el mai tare ne l-a străcat și nu mai apare nimic aici și mă nervează de mor. Eu dimineața dau la animale să mănânc și crap animale și îmi crapă și în Facebook-ul. Da, văd că ți-a restat adresa de mail și parola. Ce? Aici scrie Angela 54. Care-i parola, mai știi? Ei, nu știu. Nu, las că vedem dacă putem să resetăm parola. Adică îmi trimite ei al Facebook sau cum? Da. Da, bine, uite, l-am făcut asta. Vezi, nu mai umpla nicăieri unde nu trebuie și nu mai lăsa pe nimeni să te scoate pe site. Poate mai vine copilul ăla, Vaslica. Nu-l mai pun pe el, văd eu, nu-l mai chem niciodată, că dacă-l prind pe ei și îi rup urechile. Că și așa am pierdut rețetele lui Hamila de două zile. Bine, mă, uite, gata, ăsta ții, ai grijă de el. Altceva te mai ajut? Măi, Florin, dar dacă tot ai venit, ai ajută-mă. Știi ce? Am nevoie de o mașină de cusut nouă. S-a străcat mașina de cusut? Că eu am de asta de Facebook, știi? Și la mașina de cusut eu fac mileuri de astea brodate. Da. Știi? Și eu le vând pe Facebook. Când mi-a deschis cont Viorica lui așa din deala lui cu mătra. Așa. Și am și eu niște pagini de aici care sunt femei care îmi cumpăr mileurile. Le vinzi pe Facebook? Da, am vă trei pagini de Facebook. Grupuri, adică? Grupuri, da. Ce grupuri ai, mamă? Alu Mirela Bașala, nu știu exact să zic, alu Mâțu Stoian și mai am un grup. Dacă la Jador tu speri, mileu să mi-l cumpieri. Aoleu. Păi și ce faci cu bani? Păi, dar eu nu strim mereu pachete la București acolo și pachetele și ele costă bani. Să le duci și cineva degeaba. Ok, bun, și ți s-a străcat mașina de cusut. Cumpărăm alta online, nu? Asta vrei? Nu, să mergi în Germania. Mergi în Germania. Că acolo sunt mașini de cusut noi. Au ață puțină la bord și nu-s boțete. Știi? Nu-s boțete deloc. Mă, dar o bătrânică care merge mereu la piață și când vine înapoi, știi? Și nu-i boțetă tare și nici ață mult n-are dat înapoi, știi? Și dar tu când vii cu ei din Germania, trebuie să treci pe la vamă, pe la bulgari. Ca să înscrie acolo că la noi să nu plătesc eu prea mult. Mamă, dar am înnebunit, mă fac acum să am sar de mașini de cusut, dar altă treabă n-am. Intră, domnule, pe quickmag.ro, uite, intre aici așa, frumos, și vezi aici, ai și mașini de cusut, și papioti, și ați, și ce ai tu nevoie, ce doamne iartă-mă. Hai, uite ce bun e quickmag, bă, le ui bun, gata. Dar vezi, nu cheltui prea mult, că după aia nu mai bază, îmi trimis mie pachet la București. Da, mamă, bun, altceva, mai ai nevoie? Mai doresc, mai aveți voie de ceva? Mă, aș mai veni voi să mă ajut o leacă în grădină. Hai, măi, Florin, că nu-i mult. Am o leacă de varză acolo, de strâns niște gogoșari și am mai rămas pe acolo. Ha, ca să liberez grădina, ha. A, mamă, da, avem treaba, acum stăm să îți colecții varza din grădină. Dar am venit pentru altă treabă, ți-am rezolvat, gata. Atunci caut-mi pe QuickMac acolo. Poate găsesc oameni cu ziua la muncă. Sigur nu găsesc oameni la muncă pe QuickMac. Găsești orice, dar oameni la muncă, sigur nu. Caută pe internet. www.oamenilamunca.ro. Auzi? Dar nu poți să-mi cauți și mie www.jeansieftinichanel.ro? Hai că te ajut eu atunci, dacă... Da, hai că te ajut eu la varză, hai. Ai văzut că se poate dacă vrei? Hai, domnișoară, și tu că ești îmbrăcată bun? Hai, faci-ți amândoi o leacă, hai că nu-i mult.